și bine v-am găsit la un nou episod de Rezirec. Astăzi discutăm despre chirurgie vasculară, arături de Emil Arbănaș, medic rezident în această specialitate. Bună, Emil! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră! Bună ziua! Mă bucur că m-ați invitat. Așteptam momentul ăsta când am văzut că în prim, primul, primul episod uh, prietenul meu, Alex Lasso, a venit și cu el am început. Am zis că plecând de la el, oricând e mai bine. <laughs> Super! Spune-ne pentru început mai multe lucruri despre tine, printre care și în ce ani ești rezident și unde lucrezi. Sunt rezident pe specialitatea chirurgie vasculară în anul 3 la clinica de chirurgie vasculară din cadrul Spitalului Județean de Urgență în Mureș. Din păcate, chirurgia vasculară nu este cuprinsă în curicula facultății de medicină și studenții nu au contact cu această specialitate, așa că dacă te rog, dacă ai putea să ne spui tu ce înseamnă această specialitate. Bun, chestia asta cu curicula va fi reglementată, adică așa, este, este curs de chirurgie vasculară opțional. Da. Inclusiv anul trecut s-a ținut, pe viitor, la un moment dat vom spera, cât mai curând posibil, să fie și disciplină de sine stătătoare, cum este chirurgia plastică și celelalte materii chirurgicale. Chirurgia vasculară este o specialitate foarte vastă și foarte complexă. Ține, are mai multe patologii pe care se axează și în jurul căruia se, învăr, se învărtem. Dintre ele sau o parte din aceste subcapitole îți pot oferi pe viitor un, un loc de muncă foarte bun. De exemplu, este partea de angiologie. Sunt foarte mulți dintre colegii chirurgie care au terminat și acum sunt medii specialiști care se axează pe partea de ecografie, fac foarte multe ecografii arteriale venoase, este partea de flebologie. Sunt oameni sau specialiști de chirurgie vasculară care se ocupă numai de insuficiența venoasă cronică și implicit boala varicoasă. Este partea de boala arterială periferică, unde se fac tot felul de intervenții de revascularizare chirurgicală, mai mult sau mai puțin complexe. Este partea de traumă. Trauma ești foarte, în cazul traumei se poate practica doar în spitalele județene sau spitalele mari care fac gardă de urgență, unde se poate interveni multidisciplinar. De obicei, în chirurgia vasculară, în partea de chirurgie traumatică vasculară, foarte puține cazuri în care poți interveni numai tu, de sine stătător ca și chirurg vascular. Tot timpul ai nevoie de ortopedie, chirurgie plastică, deci este o abordare multidisciplinară a lucrurilor. Spune-ne de ce ai ales tu uh, chirurgia vasculară? A, e foarte simplu. Eu tot timpul, în timpul facultății, am stat între două specialități. Clar a fost am vrut ceva chirurgical. Cele două specialități, care din păcate prima era chirurgia plastică, pe care n-am putut să mi-o aleg la examenul de rezidențiat, iar a doua era chirurgia vasculară pentru că au foarte mare legătură. Una dintre pasiunile mele este partea de microchirurgie eu în prezent efectuând foarte multe fistule arteriovenoase pentru dializă, unde folosesc lupe chirurgicale. Asta este una dintre pasiunile mele din timpul facultății și cele două specialități erau se axau pe chestia Ia. asta și puteam să le să folosesc și într-o parte și într-alta. Dar după ce am început, după ce am examenul de rezidențiat, Chirurgia vasculară, ulterior am început rezidențiatul și după un an de chirurgie vasculară nu se mai, nu mai trebuie nimic altceva. E foarte simplu, nu nu, e, nu ai dubii. Ca să înțelegem mai bine specialitatea, dacă ai putea să ne povestești cum arată o zi din viața ta atunci când mergi la spital? Bun, programul o să începe la ora 8. În mod normal, programul durează până la ora 2, dar în chirurgie nu putem avea un program fix. Pe lângă asta, eu am o chestie pe care mă ghidez în viața în viața de zi cu zi și în viața profesională. Cât de mult investești în, într-un lucru, atâta, asemenea rezultate sau așa poți cuantifica și rezultatele. Programul nostru. De, mu de multe ori sau în marea majoritate a cazurilor se poate prelungi pentru că sunt operații mari, sunt operații grele care se pot sau care pot apărea pe parcursul unei zile operatorii și atunci nu tot timpul la ora 2 sunt zile în care termină târziu. Eu fiind și făcând și partea asta de chirurgie vasculară de acces, ele se fac în anestezie locală. Vreau să știu, programul operator. Asta înseamnă că programul se mai prelungește și mai mult. Dar de obicei, în general, la ora 8 începem. Ajungem pe, când ajungem pe secție se face o vizită ca pe orice clinică din spital, după aceea se ținem raportul în care povestim cazurile ce trebuie scoperate în ziua respectivă ce cazuri au fost, sau care s-au întâlnit colegii care au fost de cardă cu o zi înainte, mai discutăm cazuri mai complexe, dar toate chestia asta se, se, întâmplă, deci fiți cum discutăm noi acum, da. Mai că acolo nu sunt camere, asta e singura diferență, dar tot la fel, avem cafea, în fiecare dimineață cineva aduce mereu dulciuri, aici avem două surse importante, una este colega mea, Lena Cebotari și doctorița Rusu Eliza, deci ele mereu ne aduc dulciuri. Ele mereu, deci, nu, de asta se și văd kilogramele în plus. Deci, ele sunt principale vinovate pentru acest aspect. Și în timp ce. Este într-o chestie ca și cum am stat la o cafea Și așa discutăm. Nu sunt diferențe între medicii primari, specialiști sau rezidenți. Adică se ține cont și dacă rezidentul vrea să spune ceva, nu-i se taie elanul da. că stai puțin, tu nu ai ce căuta aici, de ce îți dai cu părerea, ce experiență ai tu, abia ai început rezidenția, tu. pur și simplu se discută. Rezidenții pun întrebări, se răspund. Este ca o discuție amicală, este ca și cum am stat. Deci tot este o zi, începem ziua foarte relaxant toți. Cred că asta, nu știu, îți dă așa un boost faptul că da, începeți... Da, sigur, sigur că da. Totul este foarte amical. Asta este o chestie, mai ales că noi suntem și o secție relativ tânără, pentru că da. a fost înființată în 2018-2019, deci nu nu de foarte mult timp și atunci nu este o foarte mare colegialitate între noi. Cred că e foarte important, având în vedere că este o specialitate chirurgicală care este poate fi destul de solicitantă, este foarte important ca mediul în care lucrați să fie unul prietenos, da, să vă înțelegeți. Da, 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 este un lucru foarte important. Pe lângă asta, este o chestie, în multe specialități chirurgicale se merge pe ideea de echipă chirurgicală da. și echipele sunt predefinite sau, mă rog, se, se, se cuantifică pe parcurs, se definesc și așa merg mai departe. E, în cazul nostru nu există chestia asta și pur și simplu toată lumea lucrează cu toată lumea. Deci nu există că un anumit medic lucrează cu un anumit rezident sau așa da. mai departe. Pur și simplu toată lumea lucrează cu toată lumea. Suntem un număr relativ mic de, relativ mic de rezidenți, iar fiecare rezident. Are ziua lui în sala de operații care nu este predefinită că eu intru numai lunea, intru numai marțea sau așa, ci pur și simplu cu, zi, cu când se face programul operator pe ziua următoare rezidenții de ani mare sunt trecuți mânătoare, rezidenții de ani mici sunt trecuți mânătoare, program operator. Noi având un flux foarte mare de bolnavi, de cele mai multe ori, de să zicem că 3 din 5 zile pe săptămână, intrăm și în celelalte sări operatorii de la bloc operator. Noi suntem împreună cu chirurgia 1, la bloc operator sunt 4 sali de operații, sala numărul 4 este doar chirurgie vasculară, sala numărul 3 este, chirurg... este, pentru chirurgia generală numărul 1 de urgență și sala 1 și 2, tot ale lor, dar pentru patologia cronică. Ei, în momentul în care la ei se termină program operator mai rapid sau nu au program operator în ziua respectivă și o sala este disponibilă, noi automat ne extindem. Și profităm de această sală, și atunci, automat, se formează altă echipă. Deci, este un flux continuu. Deci, pe lângă schilurile uh, practice pe care trebuie să le aveți și cunoștințele teoretice pe care trebuie să le stăpâniți, este foarte importantă și capacitatea de a lucra în echipă și a comunica. Da, evident, evident. Deci, asta este un lucru foarte important. În chirurgie este foarte da. important acest aspect. Pentru că altfel nu, nu se poate. Deci, pentru că altfel, dacă noi am fi toți unul cu celălalt certați, da. ar fi o tensiune în permanență și atunci sunt. Adică, eu cel puțin nu aș putea lucra sau nu aș agrea acea tensiune continuă da. în sală. Plus că nu e justificat. Adică, când se intră în bloc cu operator, nu, nu trebuie să fim influențați de anumite certuri, probleme sau chestii care ori țin de partea de spital, ori țin de partea personală. Asta mi se pare un pic, trebuie să ne detașăm de anumite lucruri. În ceea ce privește intervențiile, înțeleg că aveți o varietate foarte mare, atât da. de la lucruri de finețe, incizii mici, vase mici, până la intervenții chirurgicale mari, grele, lungi. Da, da. Cum am spus, este partea de flebologie, unde se face mai boală varicoasă. În general, intervenția chirurgicală pentru boala varicoasă este o intervenție relativ ușoară, fără un timp scurt, undeva în jur de o oră, o oră jumătate, uneori chiar mai rapid, în funcție de cât de dezvoltate sunt varicele pacientului. În laterală periferică, în funcție de dacă are localizare intraabdominală periferică, tot la fel, în jur de o oră jumate pentru tot înseamnă periferie, tot felul de bypass-uri femuropoplitee, tot felul de dezobstrucții. Dacă intrăm, trebuie să intrăm în calitatea abdominală pentru a realiza un bypass la nivelul aortei și atunci lucrurile un pic se prelungesc pentru că ai și timp abdominal și timp de periferie. Iar asta vorbim de patologia cronică. Da. În cazul și mai este partea de chirurgie vasculară de acces, unde acolo sunt chestii mici care durează maxim o oră. Dar este partea de urgență, iar la noi urgențele se. se oarecum le putem clasifica în urgențe ușoare sau foarte grele. Pentru că este partea de ischemie acută, care unde ai, acolo trebuie făcută doar o dezobstrucție, unde este o urgență relativ sau schilul chirurgical de care ai nevoie și timpul petrecut de să de operație este relativ mic. Dar este și partea, partea de ischimie acută, de cele mai multe ori bolnavii nu vin la timp și vin cu anumite ischimie acute depășite. Tu în care încerci să faci obstrucția, dar uh, uneori sunt leziuni irreversibile și din păcate bolnavi, bolnavii ajung în situația în care își pierd membru afectat. Pentru că nu vin la timp la spital. Nu este un anumit interval, da. asta e o discuție mult mai complexă, nu ține acum, nu despre asta discutăm acum. Pe lângă asta este partea de chirurgie traumatică. Tra, uh, trauma, vas, trauma vasculară este foarte complexă. Este o chestie care trebuie să te miști rapid. De cei mai multe ori, ori bolnavii care uh, au o traumă sau un politraumatism nu sunt bolnavi arteriopați care nu au resurse suplimentare. Și atunci, în momentul în care este secționat un vas, distal de secțiune, țesuturile nu mai sunt uh, vascularizate. Și atunci este un interval de 6 ore în care trebuie să te miști foarte rapid, să refaci continuitatea vasculară și continuitatea arterială ca să nu ajungă țesuturile să fie să aibă leziuni irreversibile Iar cea mai mare sau cel mai complexă patologie pe care noi o avem este ruptura de anevriz de aortă. Unde este o patologie care din păcate are o mortalitate foarte mare, din păcate încă la noi în centru nu se face partea de minim invazivă de tratament endovascular al acestei patologii care ar fi un mare beneficiu pentru bolnav, pentru că nu avem Arte, angiograf care să ne ajute pentru partea de urgență. Iar partea chirurgicală are o mortalitate foarte mare, și operația în sine are o mare, foarte mare complexitate. Bolnavul vine șocat, este, lucrurile sunt puțin mai delicate acolo. Deci, urgențele și adrenalina fac parte din viața voastră? Neapărat Altfel, al, altfel ar fi destul de plictisitor, mai ales în chirurgie, să o tot o monotonie, bubectomii sau alte chestii, asta e mai. Um. Aveți foarte multe tipuri de patologii, care ai spune că este cea mai frecventă cu care te întâlnești și cel mai frecvent tip de pacient cu care te întâlnești? Boala arterială periferică. Deci asta este cea mai frecventă. Deci ateroscleroza, mari fumători, diabetici care dezvoltă au depunere ateroscleroza la nivelul vaselor de sânge, ei sunt principala noastră patologie. Din păcate, bolnavul arteriopat... Ateroscleroza în sine nu este o, este o boală sistemică, nu este localizată doar. Deci, pur și simplu, dacă la cum are uh, arterele de afectate în periferie, la fel sunt și la inimă și în cap. Deci, bolnavii aceștia uh, sunt niște bolnavi destul, cum zicem, destul de dărâmați. Uh -huh. Adică, nu, sunt, nu vin într-o stare biologică foarte bună. Da. Și de cele mai multe ori vin în niște stadii avansate, în care au leziuni trofice la nivelul picioarelor, în care lucrurile se, lucrurile se complică. Iar uh, cele mai, ce mai des, cele mai des, operații pe care noi le facem este revascularizarea membrului inferior, care implică atât axul femură-popliteu, cât și axul aorta abdominală plus, plus arterele iliace comune și externe bilateral. Deci partea, asta este cea mai frecventă patologie pe care o facem. Pe locul 2 este boala varicoasă. Iar, uh, ulte, iar ulterior, uh, de fapt, pe locul 2 ar fi uh, carotid carotidele, okay. stenozele severe, simptomatice carotide, care duc la atac vascular tranzitor, atac vascular cerebral, uh, ischemi instituit cu sechele post-AVC. Ele vin pe locul 2 ca și număr de operații, deci endarterectomia de carotidă este uh, a doilea tip de operație care se face la mai mare frecvență, urmează boala varicoasă și partea de chirurgie vasculară de acces într-un număr mai mic. Și eu m-am operat la voi de boală varicoasă, am fost da. foarte mulțumită de da. tratament. Spune-mi dacă consider că chirurgia vasculară poate fi potrivită pentru o femeie. Oh, da, 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 deci este, cred că este printre puținele chirurgii care ofer în care femeile, iar noi avem foarte multe colege, și cred că asta și spune în sine, dacă ne-am uitat pe fiecare sau secție chirurgicală, da. la nivel de rezidență, sau medici mari, câte un raport femei-bărbați, noi dominăm, clar, de departe. În secția noastră sunt cinci medici primari și specialiști, dintre care trei sunt femei. Uh -huh. Deci, noi, deja, femeile ne domină la nivel de medici primari și specialiști. Iar ca rezidenți, cred că suntem, cred că și acolo ne domină femeile. Super. Da, deci cred că este cea mai căutată specialitate chirurgicală din partea sexului feminin? Spune-ne uh, programul, având în vedere că este destul de variabil și că operațiile pot să prelungească foarte mult programul. Cum uh, este echilibrul dintre job și viață personală? La în această întrebare lucrurile sunt puțin dificile de răspuns. Adică. Nici nu știu cum să abordezi chestia asta, în sensul că depinde care este și obiectivul tău, okay. pentru că uh, nimeni nu te ține cu forța la spital. Uh -huh. Programul tău se te termină, tu poți merge acasă. Acum, chiar dacă tu nu ești program operator, de exemplu, și tu ți-ai făcut treaba și la ora 1 ai rezolvat tot ce înseamnă sau de care te ocupi tu, pacienți, internări, externări, tratamente, absolut tot, nu ești program operator, deci practic treaba ta s-a terminat, este foarte ușor, ori poți merge acasă, nu este absolut nicio problemă. Sau poți merge la bloc operator și vizualiza ce operații se fac, să mai vezi niște chestii, să mai similezi. În general, în viață, cât de mult investești într-o chestie, asemenea rezultate ai. Adică, oricând poți face o balanță și să te implici la fel de mult și în partea profesională și în viața personală. Dar. De exemplu, eu, propriu și personal, obiectivul meu, mai ales acum, pentru că rezidențiatul la noi vrea doar 5 ani de zi, este o perioadă scurtă, eu neglijez foarte mult viața personală uh -huh. pentru partea profesională. Deci, echilibrul-ți-l poți face în funcție de care sunt prioritățile tale. Exact. poți exact. să ai și da. viața personală exact. activă, dacă exact. îți dorești. Mai ales când noi avem o singură sală de operații, uh -huh. deci nu există varianta în care de dimineața până seara, în fiecare zi, să pleci la ora 8-9 seara din spital. Nu. Nu, la noi lucrurile sunt uh, foarte permisibile din punctul de vedere. Deci nu este o problemă. Tu poți să pleci în fiecare zi la 9 pentru că oricând de lucru da. este, asta nu e nicio problemă, dar nimeni nu te obligă să te până la ora 9 și așa, practic, să-ți se oarecum inducă acest aspect. Nu, nu, nu. Este important ca în timpul tău liber să uh, investești, nu știu, în uh, îmbunătățirea skill-urilor tale sau a studiului pe cont propriu, fie el, mă rog, teorie, practică? Uh. Noi, deja începând rezidențiatul, să urile le facem la spital Așa. și în timpul operației. Un foarte mare beneficiu pe care îl au rezidenții chirurgie vasculară este că toți medicii noștri mari, în, care ne coordonează, ți se dă, ești lăsat să faci foarte mult mulți pași operatori. Uh -huh. Deci nu se rezumă totul la uh, medicul mare începe operația, iar la final uh, rezidentul închide. Deci nu ești doar mâna a treia, nu. doar stai așa. Nu, de multe ori ești lăsat să faci mult din pași din pașii principali, din pași ai da. operației. Ești, lăsat, ești încurajat să faci chestia asta. Lucrurile sunt din din punctul de vedere noi putem evolua foarte ușor pentru că mediul este în asemenea mod creat în, ca, în astfel încât să poți ajunge un foarte bun profesionist în domeniul pe care îl practici. Aș vrea să avem o secțiune de întrebări, întrebări fulge. Întrebări fulgere. bine. Da, bun. 4. Primul lucru care ține în minte, cât de repede se exact. poate. Bun. Câți ani durează reziu? 5 ani. Două lucruri bune la specialitate. Uh, gradul de dificultate a operațiilor și adrenalina datorită urgențelor. Două lucruri mai puțin bune. Fai. Uh, ma, nu știu. Stai, Chirurgia nu are lucruri bu mai puțin bune. Toate sunt bune. Toate sunt bune. Toate sunt ex extraordinar Bun. de bune. un răspuns valid. Cel mai interesant caz pe care l-ai avut? De parte de, parte de patologie, patologie cronică am avut un pacient, am făcut și o lucrare, o lucrare care ne a fost acceptată și publicată. Era un pacient arteriopat fumător cu o tumoră gigantă renală cu o ocluzie de ax iliofemural drept, tumora era tot pe partea dreaptă și cu aorta abdominală dilatată nevrismal. S-a intrat într-o echipă multidisciplinară, a venit și doctorul Chibilan de la nefrologie cu echipa noastră condusă de doctorul Toma Lucian, s-a făcut intervenția chirurgicală după rezecția tumorii S-a prezervat artera renală și s-a făcut un bypass renofemural care, până în acest moment, n-a mai fost descris Deloc, niciunde în literatură. Nu am făcut o prezentare de caz, ne este publicat. Imediat acum suntem în, în perioada de autor-proof și urmează să apară oficial pe uh, site-ul revistei Frontier in Surgery. La un moment dat, cei care vor pot să urmărească un caz foarte interesant, cu o noutate chirurgicală foarte nemai văzută. Povestea ta mi se pare foarte interesantă și importantă, mai ales nu știu, pentru oamenii care spun. O, în România nu poți, nu se poate, dar uite că voi aici la noi în Târgu Mureș ați făcut ceva nou, ați venit împreună cu o idee care a salvat viața pacientului. Da. La noi, să că în chirurgia vasculară sau în bolnavă terapie periferică, cu nu suntem chiar atât de okay. dramatici, în sensul că în cel mai rău caz, dacă lucrurile nu merg, bolnavul își pierde membru afectat. Da dar care este o chestie dramatică, dar de acolo până când își pierde viața mai este mai este o puțină distanță care trebuie parcursă. Dar noutatea chirurgicală este o chestie monumentală. La noi în clinică se fac multe operații de operații de dar multe operații este forțat, sunt forțate foarte mult limitele. Chirurgie vasculare, cu niște rezultate foarte uh, interesante, cu un număr, o cazuistică foarte mare. Mai mereu noi avem mai mulți bolnavi internați decât uh, uh, locuri disponibile, uh, multe urgențe. Este un flux foarte mare de, de bolnavi. Cred că dacă am avea 100 de pa, 104 pe secție și 400 de operații, la fel ar fi fluxul. Este foarte important tot ce ai spus că există inovație în chirurgie. Că pacienții uh, sunt uh, mulți, în sensul da. în care aveți uh, pe ce să profesați. Ai amintit că acest caz o să fie și publicat. Da. Spune-ne cât de important îți pare să participi la congrese, să încerci să publici uh, diferite cazuri. Este, congresele în sine este un schimb, e un schimb de păreri, de viziuni, de cazuri, de inovații care ajută foarte mult, pentru că în principal noi trebuie să ne gândim la binele bolnavului, deci noi trebuie să facem maximul pe care îl putem uh, oferi bolnavului. Uh, acum, partea de la științifică, publicat, uh, lucrări, uh, este o chestie care îți solicită foarte mult timp. Da. Uh, noi de, curând, adică de un an de zile am început să practicăm și, adică ne-am ne -am axat foarte mult și pe chestia asta. Și atunci, practic, uh, trei sfert din timpul petrece la spital, în sfertul care îmi rămâne, ne ocupăm de partea științifică. S-au publicat un număr considerabil de lucrări, de articole, inovații în ultima perioadă, tot felul de cazuri care, care mai decare de o complexitate tot mai mare. Este foarte important, dar trebuie să ai și o înclinație, adică să-ți și dorești da. chestia asta, pentru că altfel dacă nu ai un fel de pasiune sau nu-ți dorești partea asta de cercetare, nu-ți vine ca puțin, timpul pe care îl ai să-l investești în mm -hmm. chestia asta. Ajungi să după o zi plină la spital sau după o gardă, noi după gardă mergem acasă, adică dimineața s-a garda, s-a făcut raportul, s-a prezentat, s-a predat garda urm următorilor doctori, iar după aceea noi, nu, noi aș, doar dacă vrei tu să rămâi în continuare la spital sau dacă vrei să mai faci alte lucruri sau vrei să intri în sală sau atunci da, este alegerea ta, tu rămâi, dar nimeni după gardă, tu dimineață la 8 jumate poți pleca acasă fără niciun fel de problemă. Ce părere ai despre stagiile de pregătire în altă țară? Eu este un lucru foarte bun și Așa. încurajez toată lumea să mea, pe orice persoană care își dorește, trebuie neapărat să încerce. Eu nu știu dacă o să ajung vreodată să plec în alte sarci okay. de pregătire, nu pentru că le desconsider sau ceva, dar în momentul în care eu nu am asimilat tot ceea ce poate să-mi ofere Centrul Chirurgie Vasculară din Târgu Mureș, nu vă justificat faptul să plec în alt centru momentul în care o să pot să stăpânesc toate tipurile de intervenții chirurgicale și toate informațiile pe care cei de la noi din centru uh, ni, le of ni le oferă, atunci, da, să spunem, vreau mai mult de atât, și atunci pot să merg într-un centru de pregătire. Dar din moment ce revenim la noi să fac chestii care nu s-au făcut în alte, uh, în alte, în alte locații. Eu nu cred că pe parcursul rezidențiatului, în cei 5 ani, uh, voi avea inițiativa să plec mm -hmm. în într-un stagiu de pregătire în străinătate. Ai amintit și de faptul că la voi, majoritatea pacienților uh, sunt departe de momentele limită viață-moarte. Viață și cred da. că este și asta, nu știu, un lucru bun la specialitate, faptul că voi reuși să tratați pacientul, să îmbunătățiți uh, calitatea vieții? Da. Din păcate chirurgia vasculară nu este disponibilă în fiecare județ din țară sau și dacă este disponibilă sau este un chirurg vascular într-un spital județean nu sunt suficienți de mulți încât să aibă o linie de gardă continuă. Iar acest lucru este un dezavantajul bolnavului pentru că, de exemplu, arondat județului Mureș din cunoștințele mele sper că nu s-a schimbat între timp, este județul Alba, Harghita... Sibiu, iar de exemplu, din Alba, unde județul Alba, spun pentru că nu e aici, a, este o chestie care este destul la limită. Bolavul se prezintă inițial în jur, Alba Sebeș, până când ajunge la Alba Iulia, până când, cu ischemia acută, mă refer de urgențe, da. până când îi se, îi sunt investigați bolnavii se vede dacă este o ischemie acută sau doar este uh, o bolaterală periferică cu un, epi, un, un episod acut sau doar o laterală periferică, cronică, cu dezvoltare, cu, dez cu progresie. Și atunci, noi, în momentul în care acest timp, până vine bolnavul, de exemplu la Sebeș, până îi trimis la Alba, că Alba este reședința de județ, până când îi face investigația, până când suntem noi contactați, până când avem rezultatul, până când vine la noi, deja ieșim din diferența terapeutică. Da. Asta este în dezavantajul bolnavului. Dar de multe ori se întâmplă când bolnavii sunt supradiagnosticați și pentru anumite și uh, sunt diagnosticați cu tot felul de ischemie acute când nu este cazul uh -huh. și aceeași bolnavă este trimis pentru la trugmării nu înseamnă că nu este ischemie acută și atunci dacă nu este ischemie acută și nu are indicanțe de revasculație chirurgicală, bolnavul este trimis înapoi. Nici acest plimbat ping pong al pacientului nu este un, un lucru bun și corect, dar pe viitor, noi așa ne așteptăm, că chirurgia vasculară ia tot mai, mai mare amploare la nivel național, și atunci, dacă în fiecare centru, sau, să zicem în marea majoritate a spitalului de s-ar putea uh, susține gardă de urgență pentru uh, urgențele minore. Pentru că urgențele, manor, uh, urgențele majore e de înțeles că trebuie trimis într-un centru cu echipă multidisciplinară, cu experiență, cu pregătire, pentru că trebuie să, tot timpul trebuie să oferi bolnavului cea mai bună. Uh, cea mai, cel mai bună opțiune da. pentru patologia pe care o are. Este o specialitate de viitor? Absolut. Deci absolut. Și, și colegii care la un moment nu vor, au fost colegi, fost da. colegi care au terminat pe care eu nu i-am prins, care la un moment dat n-au vrut să mai facă partea chirurgicală și s-au ascultat pe partea de angiologie, ecografii, tratamente. Lucru care, din punct de vedere financiar, este foarte profitabil. Partea de scleroterapie, tot felul de insuficiențe cronice în faze inițiale, este o chestie foarte profitabilă dacă ei urmăresc partea asta financiară. Și se poate practica acest lucru. Iar, inclusiv în partea de privat, cu atât mai mult. Deci, posibilitățile de angajare sunt da, Da, da absolut, da, absolut, absolut. Ce ne pot spune despre sporul și salariul din timpul rezidențiatului? Pe stajul de chirurgie generală în sine, dar stajul de sine setător este același spor ca la orice rezidențiată chirurgicală, cred că este 12,5%. Deci salariul este la fel cum este și la chirurgie generală, la ortopedie, peste tot. Noi, avem, Asta e un alt avantaj. Eu am spus că nu mai, mai avantaj avantaje în chirurgia vasculară. Da. Alt avantaj este că pentru curicula nouă, generația, generația mea, și cred că cu vreo 3 ani înaintea mea, s-a băgat chestia asta. Acum există și tratamentul endovascular. Partea intervențională, abordarea leziunilor scurte, intervențional prin punctii, prin punctii, trans, prin punctii arterială. Da. Partea acolo, angiograf, înseamnă radiații. Noi avem undeva la 10 luni de stagiu, de, de stagiu pe chirurgia endovasculară. Pe lângă asta avem 6 luni în de pregătire, 6 luni de anestezie și terapie intensivă cardiovasculară și mai avem încă 6 luni de laborator de, și imagistică vasculară. Pe aceste stagii sporul este undeva la 55-75%. Între aceste sporuri se Și practic am avea undeva aproximativ nu chiar 2 ani, 22 de luni din cei 5 ani, cu un spor foarte mare. În rest, sporul este la fel ca peste tot. Înțeleg, da. Să vorbim acum puțin și despre studenție și da. spunem dacă există activități din cadrul facultății sau extracurriculare pe care le poți face să te pregătești pentru rezi. Da. Uh, acum, coleg, colegul nostru care... Uh, colegul nostru pe secție, Eduard Argatu, el a înființat uh, asociația da. SiteMed, înainte a fost uh, Societatea Studențească de Chirurgie din România, unde am fost amândoi membri. Uh, noi ne-am ocupat de foarte multe stagii, așa că noi am venit, uh, uh, doctorul Al Hussein Husam, acum este chirurg cardiovascular, el, el, era la conducere cu conducerea societății, s-au făcut în acel an, s-au făcut foarte multe workshop chirurgicale în premieră națională. Dacă vrei să vezi, dacă ai aptitudini, dacă te poți descurca, primul contact pe care trebuie să-l ai, trebuie să mergi în, să mergi în spital. Deci este obligatoriu să ai contact, vrei să faci chirurgie, trebuie să ai contact cu sala de operații. Ulterior, după ce vezi, ai o idee, eu așa consider că oamenii în general au o idee despre ce anume dacă vor să facă specialitate chirurgicală sau nechirurgicală, specialitate, dintre specialitățile chirurgicale care și care, care vor care sunt în topul lor și care sunt contra. Iar după ce știi exact, sau îți faci un fel de clasament și se restrâng lucrurile, petreci mai mult timp la spital pe cele trei specialități ca student îngărți cât îți oferă timpul și, după, și ulterior poți apela la aceste, această parte extra curriculară, aceste workshop de pregătire, unde tu practic vezi, pui mâna pe niște țesuturi care sunt foarte asemănătoare cu cele omului și vezi care, cum este, care este senzația, dacă te poți descurca, dacă îți dorești chestia asta sau este un pic prea mult sau e prea ușor pentru tine și vrei ceva mai dramatic, mai multă traumă, mai multă și așa te orientezi mult mai ușor spune-ne cum a fost anul 6, cum te-ai pregătit pentru rezi. A, nu știu, aceea trebuie să trebuie să cineva, altcineva, pentru că eu nu sunt din categoria, din păcate, nu este o chestie cu care trebuie să mă laud, dar eu nu sunt din categoria studenților care s-au axat foarte mult pe învățat și de dimineața până seara și eu nu sunt prieten deloc cu biblioteca și așa. În general, eu propriu și personal, în tot cei 6 ani de facultate, am învățat cât tot timpul a fost dilema și drama asta cu taxă buget la noi în facultate. Da. Am învățat cât să fiu sigur că nu ajung la taxă, iar restul timpului am stat mai mult în spital. Și mult, eu mult am cochetat cu chirurgia plastică pe perioada rezidențiatului, pe vremea aceea chirurgia vasculară nici nu era pe perioada studenției, da. nu rezidențiatului, pe, pe în perioada aceea chirurgia vasculară nici nu era clinică de sine stătătoare, era un compartiment integrat în clinica de chirurgie generală. La examenul de rezidențiat nu, nu m-a lovit hărnicia dintr-o dată. Am uh, învățat cât uh, am considerat eu că este necesar. Drept urmare, asta a fost și rezultatul, că n-am fost printre primii la, uh, ca și punctaj. Dar a fost suficient cât se, uh, aleg chirurgie vasculară și atunci lucrurile s-au uh, aranjat. Într-un final, da. totul a fost numai, numai în plus am fost. M oricum, mi se pare foarte... Bine, adică tu ești foarte pasionat de ceea ce faci, îți place foarte mult și uh, contează că mă rog, studenții să aibă și astfel de exemple. Tu ești foarte bun pe ceea ce faci, indiferent de cum a fost examenul de rezidențiat. Nota nu definește medicul. Da, corec, da eu sunt foarte acord cu chestia asta, dar eu sunt un caz fericit pentru că se putea uh, să ajung în situația în care să nu am nici măcar posibilitatea de a alege chirurgie vasculară ca specialitate și atunci... A... Pur și simplu, a fost o chestie de context, de conjunctură, deci eu nu recomand asta. Deci oamenii trebuie să Ach, învețe. Da. Deci mergeți, citiți, faceți-vă prieteni cu biblioteca și citiți. Uh, Spune-ne, după examenul de Rezi, uh, cum a fost prima ta zi pe secție? Eu am început, uh, noi am fost generația în care s-a da. prelungit cu tot felul de reforme, pică guvernul, se ridică guvernul, iar se împiedică, iar pică, iar se ridică. Și atunci noi am, -am început la 1 ianuarie, cum toată lumea, adică toate generațiile încep, noi am început la 1 februarie. Eu n-am avut răbdare să stau o lună acasă, m-am dus mai repede. Uh -huh. Și cred că în prima zi am și început, cum am povestit înainte, a fost, a, a fost disponibilă încă o sală de operații, s-a mai făcut încă o echipă, deja la noi, deja la noi se lucrau, cred că în două sale am intrat, cred și în a treia sală și la un moment dat pe mine m-au văzut acolo și mi-aduc aminte perfect, atunci doctorul Toma m-a întrebat, nu vrei să vii să intri în sală la pacientul ăsta și zic cum să nu, sunt direct acolo, sunt pe bolnav, oricum fără mine nu puteți, uh, nici nu sunt de acord să, nici nu las să fie spălat bolnavul, eu vreau neapărat să intru și, uh, deci din prima, din prima zi, cum ar veni, în care eu am luat contact cu clinica, uh, am și avut contact cu blocul operator, eu în studenție am mai avut, uh, din fericire pentru mine, am mai avut acest lux, între ghilimele, de a mai participa activ la tot felul de intervenții chirurgicale atât aici în Târgu Mureș, cât și la mine acasă a un severin chirurgi de acolo. Eu am mai avut, am mai avut da. posibilitatea aceasta. Deci nu era primul contact pe care îl aveam cu bloc operator. Eu am mai intrat activ și în timpul studenției în sele de operații, în, pe, în pregătiri, în fiecare practică de vară. Eu mereu în fiecare vară am încercat să schimb centrul de, centru de pregătire, că am vrut să văd care este situația și cum se pregătesc sau care sunt uh, posibilitățile rezidenților pe anumite specialități în fiecare centru de pregătire din țară. Ca să știu, pentru că eu tot timpul am zis că trebuie, făcut un, trebuie un pic investigat acest lucru și trebuie să alegi un centru în care te poți dezvolta cel mai bine într-un timp cât mai scurt pentru că rezidențiatul este foarte limitat. Da. Deci, per total, în urma experiențelor tale, atât din studenție cât și acum în rezidențiat, secția de la Târgu Mureș este una de Foarte vantajoasă. Da, deci Secția Chirurgiei Vascoaie din Târgu Mureș, dacă mă întrebați pe mine și conform, conform anumitor, anumitor studii sau anumite raportări, avem cel mai mare număr de bolnavi operați, avem cea mai mare adresabilitate din țară, asta ține și subiectul alte, alte lucrări cu pandemia. Cu... Deci la noi, în mod normal, pre-pandemie, o am urmărit eu personal, o perioadă destul de scurtă de timp, dar... Mai mult de jumătate din bolnavi vin din extra teritoriu. Uh -huh. De peste tot. Deci am bifat toate județele din țară. Nu este un județ, inclusiv Constanța. Deci nu este un județ în care să nu avem bolnavi. ei având posibilitate mai aproape de ei, având posibilitatea de a merge da. într-o secție sau într-un serviciu de chirurgie vasculară. Noi avem o adresabilitate foarte mare. Nivelul intervențiilor chirurgicale este unul foarte ridicat. Medicii, care, medicii primari și specialiști care ne coordonează pe noi și alături de care intrăm în, opera, în operații, sunt foarte amabili cu noi. Cum am mai repetat de câteva ori până acum, ni se oferă ocazia să lucrăm foarte mult, să facem mulți pași operatori și se investește foarte mult timp în noi. Sunt cazuri în care uh, se începe operația la ora 12. Dacă, o facem, uh, dacă cap coadă se ocupă medicul mare. De operație durează o oră jumate, dar nu se ține cont de chestia asta, este lăsat rezidentul să facă pași principali și mâna a doua, inclusiv și mâna a treia, se schimbă rolul între ei. Practic, mâna a doua și mâna a treia, la, la nivel de rezidenți, nu este o prăpastie cum se știe sau cum studenții aud că numai mâna a doua, mâna a treia stă doar și ține de o, o valvă, ține de, nu pune mâna pe instrumente, nu face nimica. Nu. La noi în fiecare, opera în fiecare, operație când unde sunt rezidenții sunt lăsați să facă pași principali, jumătate din procedură o facem în a doua, jumătate în, în a treia. Se investește foarte mult timp și efort în pregătirea rezidenților. Și și după aceea atât doctorul Mureșan, care este șeful secției, doctorul Toma, doctorița Rusu, ei sunt cei trei care au care s-a înființat clinica, ulterior au venit încă două colegi, doctorița Nedelea și doctorița Cală Ei pe lângă faptul că investesc foarte mult timp în noi, ei ajută rezidenții și după terminarea rezidențiatului. Adică, mm -hmm. știm foarte bine care este situația, mai ales că voi acum, inclusiv tu și toată echipa care este alături de noi aici, sunteți ultimul an. Cum ați dat examenul de rezidențiat, știți foarte bine că de a aprinde un post da. direct cu examen de rezidențiat este o chestie foarte limitată, iar posturile nu sunt în anumite zone sau anumite spitale unde chiar îți dorești sau ai vrea să mergi. Și atunci, în cazul clinicii noastre, rezidenții, după ce termină, tot timpul sunt ajutați să-și găsească un post, sunt îndrumați, sunt redirecționați, se vorbește. Se... pur și simplu, da. suntem foarte mulți. Deci, nu doar să a terminat rezidenția, s-a examenul de specialitate și apoi toată lumea își-a își a mânat de pe noi. Iar pe lângă asta, rezidenții de an-terminal sunt sfătuiți și încurajați să facă gărzi ca linia 1 da. Constitu adică legea îți permite ca rezident de ultimul an, sub supravegherea unui medic mare, să poți să faci gardă ca linia întâi. Păi tot ce îmi spui sună foarte bine. Da, da. care ar fi sfaturile tale pentru viitorii tăi colegi? Eu am o chestie cu timpul sau Așa. o chestie, este o chestie asta. În general, cât investești într-un lucru, așa rezultate o să ai. Nu trebuie, adică dacă oamenii vor să facă chirurgie, în chirurgie să stă, se stă de dimineața până seara, operații sunt, bolnavi sunt, patologie grea este, sunt cazuri care au un grad ridicat de dificultate, trebuie, deci nu trebuie doar cât este ziua ta în programul operator, cât ai posibilitatea, trebuie să cât mai mult la sală, trebuie în acești 5 ani trebuie să scoți maximul din fiecare moment pe care îl ai. Trebuie citit suplimentar, partea asta dacă ești pasionat de partea asta științifică, cu lucrări, cu tot felul de publicat în anumite jurnale și așa, mai departe să se o preocupe de chestia asta. Totul trebuie, deci trebuie profitat de fiecare moment la maxim. Acum, pentru că cei 5 ani în momentul. Da. Pentru că după aceea e mai greu. Deci dacă cei 5 ani nu te-ai preocupat de chirurgie, după cei 5 ani mai greu, mai poți să mai faci chestia asta. Pentru că după aceea tu ești responsabil direct pentru fiecare. Noi, 5 ani că suntem rezidenți, avem luxul de a nu fi responsabil de nimic. Adică, da. noi nu avem nicio parafă acolo, nu avem niciun drept, noi nu suntem trași la răspundere pentru nimic. Vorbind din punct de vedere legal. Da. Deci, noi este medicul curant al bolnavului care el răspunde direct pentru orice lucru, orice greșeală, orice s-ar întâmpla. Deci, noi avem luxul acesta ca pe, pe perioada celor 5 ani să facem maximul și să profităm de acest moment, pentru că este, este foarte ușor sau foarte accesibil să încerci multe lucruri când tu nu ai responsabilitate da. directă. După cei 5 ani, când ești direct responsabil, te gândești de 3 ori înainte de a face o chestie. Nu mai ești atât de inconștient, să zicem, între ghilimele, ca pe perioada rezidențiatului. Da. Că acolo tot timpul poți să vii cu o idee, am dat în timp operație sau preoperator, dar nu putem să facem asta. Dar dacă am încercat să facem așa? Și nu e nicio problemă. Dar în momentul în da. care tu iei decizia și tu trebuie să faci lucrul acesta, nu știi dacă mai încerci, dar dacă facem așa? Sunt anumite, este anumite nuanțe, sunt chestii de care trebuie să profiți când e momentul. Atunci a trebuie investit cât mai mult timp, efort în tot ceea ce faci. Pentru că ăla e cel mai important lucru. Deci ce, 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 rezidențiatul e cea mai importantă perioadă. Nu trebuie neglijat absolut deloc. Uh, dacă mai este ceva despre specialitate sau despre rezidențiat în general pe care ai vrea să ne spui și n-ai avut ocazia până acum. Oh, eu vorbesc foarte mult. Deci eu sunt convins că am atins toate punctele. De deci ce vorbesc foarte mult. E greu, dar cu mine e greu să mă oprești. Uh, ar fi, inter ar fi interesant sau după ce abordăm toate specialitățile sau după ce, adică după ce abordăm toate da. specialitățile, dacă studenții ar avea întrebări sau să se facă de fiată un fel de un poll pe Facebook, aplicație de socializare, în care uh, studenții să aibă posibilitatea să pună întrebări despre uh, au anumite curiozități, la care ulterior noi să răspundem. Da. Nu știu ce aș putea să mai zic despre chirurgia vasculară. Nu doar pentru că eu nu o laud așa de mult pentru că eu practic da. chirurgia vasculară și sunt acolo, ci pur și simplu, dacă studenții vor, pentru că au posibilitatea, în fiecare vară îi invităm să facă stagiul de, stagiu de pregătire, să facă practica la noi și să vadă care este nivelul, cum merg lucrurile, care este dinamica, relația între colegiale și așa mai departe. Noi o să întrebăm studenții și o să-ți trimitem orice întrebare sau curiozitate pe care ei ne interesează. Și, da, de ce nu, poate peste ceva timp te mai chemăm o dată, mai filmăm... Cu ceva. cel mai mare drag, cu cel mai mare drag. Deci așa, suntem obișnuiți cu camerele. Mulțumim tare mult că ai venit și ne-ai vorbit! Cu mare drag! Mi-a plăcut foarte mult tot ce ai spus. Noi îți urăm mult succes în tot ceea ce faci și sper să ne revedem curând! Mulțumesc frumos! Spo mult spor în continuare! Mulțumim! Mulțumim foarte mult și pentru atenție și vă așteptăm duminică următoare la un nou episod Rezilic!